Peste 63.000 de donatori și 25.000 de litri de sânge recoltați în timpul campaniei Donează Sânge, Salvează o Viață și Rompetrol te premiază. Campania națională de susținere a donărilor de sânge la nivel național, desfășurată de Rompetrol Downstream în perioada 15 martie-15 mai, în parteneriat cu Institutul Național de Hematologie Transfuzională, Departamentul pentru Situații de Urgență și Fundația pentru SMURT, a avut 63.750 de donatori de sânge și plasmă și a adunat peste 25.000 de litri de sânge. Valoarea voucherelor oferite de companie donatorilor pentru a susține campania este de peste 1.000.000 de lei. Mulțumim donatorilor pentru gestul lor de mare noblețe și responsabilitate și ne bucurăm să vedem că numărul donatorilor a crescut față de rezultatele campaniei anterioare susținute de companie. Susținem de peste 15 ani proiecte de sănătate la nivel național. Este un domeniu în care investim semnificativ în parteneriat cu societatea civilă și autorități locale pentru a răspunde nevoilor comunității, a transmis Zanibek Nugertaev, director general al Rompetrol Downstream. Campania s-a desfășurat în toate cele 41 de centre de transfuzii din România, iar donatorii au primit un voucher în baza căruia pot primi gratuit până pe 30 mai de la orice stație Rompetrol un fresh de fructe și un sandwich. De-a lungul timpului, Rompetrol a susținut activitatea centrelor de transfuzii prin diverse proiecte. În 2017, compania a donat Institutului Național de Hematologie Transfuzională 2 frigidere cu plasmă care îndeplinesc normele și standardele europene impuse, precum și mobilier tehnico-medical pentru laboratoare. În 2018, Rompetrol a dotat Centrul Regional de Transfuzii Constanța cu echipamente noi menite să mărească capacitatea tehnică a unității medicale. În 2021, Rompetrol a dotat Laboratorul de Analize de Sânge al Unității Medicale Năvodari cu aparate performante care permit investigații diverse și complexe, deservind o populație de 30.000 de locuitori.